Reprezentați o școală privată din România și aveți ca principală responsabilitate ciclul primar și ciclul gimnazial. Voi începe cu o întrebare la zi, având în vedere că părinții se pregătesc de înscrierea la clasa pregătitoare. Câte clase pregătitoare aveți în plan din septembrie anul acesta și ce este diferit la înscrierea la o școală privată față de învățământul de stat? Avem în plan o clasă cu maxim 18 elevi. În cazul în care se vor înscrie mai mulți copii, facem și a doua clasă, dar în plan avem o singură clasă. Respectăm absolut toți pașii și etapele de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare ca orice altă școală de stat. Suntem obligați să îi înscriem în BDN-ul Ministerului Educației și Cercetării. Ce este diferit? La înscriere nu este absolut nimic diferit. În cazul în care considerăm necesar, ne testăm copiii în așa fel încât să vedem dacă pot trece într-o clasă pregătitoare sau mai pot rămâne un an la grădiniță. E vorba de acea testare psihosomatică, de evaluarea? Este vorba, ei participă la testarea psihosomatică la centrele inspectoratului, da, teritorial, dar noi îi putem testa în așa fel încât, pentru că părinții țin foarte mult la părerea noastră și vor să știe exact care sunt aptitudinile copilului și dacă va face față la această, la clasă pregătitoare. Deci e vorba de copiii care fac tot grădinița, tot la Little London. Exact, exact. Iar pentru ceilalți copii, în condițiile în care vin cu caracterizarea de la educatoare și cu acceptul, da, și acordul educatoarei pentru înscriere și cu testarea psihosomatică în cazul în care părintele a cerut acest lucru, noi îi înscriem. Și îi înscriem și în BDN. Da, și o diferență ar ține de faptul că o școală particulară, cum suntem noi, nu are constrângerea circumscripției școlare, așa cum se întâmplă în cazul școlilor de stat. Așadar, un părinte care dorește să-și înscrie copilul la noi la școală nu are niciun motiv să aibă temeri din cauza asta. Care este costul școlarizării pe un an, să zicem, la clasa pregătitoare? La clasa pregătitoare ca și la oricare altă clasă la noi în școală. Între 5.000 și 6.000 de euro pe an, în cazul în care părintele alege pachetul de bază până la ora 3, suma este mai mică, în cazul în care alege și efectuarea temelor și cluburile de după până la ora 6, poate alege un club sau poate alege două cluburi, suma diferă. O parte dintre părinți și elevii de clasa a doua, a patra și a șasea se pregătesc acum pentru susținerea evaluărilor de la final de an. Cum îi pregătiți pe elevi pentru aceste evaluări? Aceste evaluări care se vor da în mai și prima etapă este în mai și pe 6 mai și în cazul în care elevul absentează există o altă dată, mă pot uita să vă spun exact, pe 20 mai la limba română, 27 mai limbă comunicare, 28 mai matematică. Aceste testări se dau exact pe cunoștințe de nivel mediu. Având în vedere că noi lucrăm cu elevii la un nivel avansat, absolut tot ceea ce se întâmplă în clasă în fiecare zi înseamnă pregătirea pentru aceste testări. Deci, într-adevăr, se lucrează suplimentar în cazul în care constatăm la un elev că ar mai fi cazul, dar altfel ceea ce lucrăm la clase este foarte bine. Aș vrea să mai adaug. Vă reamintesc că rațiunile pentru care au fost introduse aceste evaluări au fost rezultatele relativ slabe pe care elevii noștri, elevii din România le-au înregistrat la testele internaționale gen PISA. Aș spune că elevii noștri sunt favorizați din punctul ăsta de vedere pentru că felul în care ne-am construit noi politica educațională, felul în care încercăm noi să facem demersul didactic la clasă, se face transdisciplinar. Cu alte cuvinte, cred că le-am oferit elevilor noștri un mic avantaj. Ei sunt obișnuiți cu tipul ăsta de evaluare. Sunt familiarizați cu legăturile dintre diferite discipline și nu sunt cantonați de aceste materii ca ferestre separate fără legături între ele. Dați-mi un exemplu concret. De pildă, dacă la matematică și științe, sau atunci când la matematică și științe vor susține o evaluare, am văzut modele, exemple de astfel de probe, le solicită elevilor
Un mod de a vedea problema, o manieră în care le solicită cunoștințe și informații din mai multe discipline, din zona ariei curriculare respective. Elevii noștri sunt familiarizați cu lucrul ăsta pentru că îi fac deja asta. Sunt evaluați în felul ăsta. E una dintre, dacă vreți, componentele fundamentale ale politicii educaționale promovate de Bacalaureatul Internațional. Transdisciplinaritatea. Dincolo de acest lucru, care sunt diferențele fundamentale de predare, evaluare între o școală privată și o școală de stat? Predarea se face interactiv. Copiii participă alături de profesori, pun întrebări, li se anunță tema, deja ei le-au afișate în clasă și le cunosc, le știu că le explorează în permanență. Se anunță tema, se discută ideea centrală, se discută liniile de cercetare, discutăm despre concepte, atitudini, elemente de profil pe care ne vom axa pe parcursul unității. Se face o testare inițială asupra cunoștințelor de bază pe care le au ei pe acea unitate de studiu, se afișează. Poate fi un KWL chart în care copilul spune ce știe, ce ar vrea să afle și lăsăm L-ul la sfârșit în care el va completa ce a învățat pe parcursul unității. Încep să pună întrebări pe care le afișăm tot așa în clasă. Deci predarea este interactivă, copiii își pun întrebări, își caută răspunsuri atât în cărți, atât surfing net, caută în calculator informații, pun întrebări, se duc și iau interviuri persoanelor din școală sau mergem la diverse firme în tipul respectiv de activitate, lucrează în echipă proiectele finale, deci predarea este interactivă, evaluarea este formativă, este cea care este îmbinată pe parcursul întregii săptămâni, deci noi facem o evaluare formativă pe parcursul întregii săptămâni, o unitate durează 6 săptămâni, 7, de exemplu, Și urmează evaluarea sumativă, care constă într-un proiect, în prezentarea unui proiect pe care l-au lucrat în echipă, individual sau în perechi. Sunt mai multe feluri în care îi evaluăm. Dar lucrări scrise. Există și lucrări scrise, exact, pentru că sunt unele activități pe care rămân stand-alone. Și la română, și la matematică, activități care nu au putut fi și conținuturi care nu au putut fi introduse sub acea pălărie a IB-ului, a programei IB, și atunci le rămân de sine stătătoare. Și există în permanență o evaluare a copiilor pe fiecare element, pe fiecare conținut. Da. Da. Aș fi vrut să mai adaug ceva. Să știți că am observat la un moment dat că apare obsesiv din partea celor care urmăresc zona învățământului particular, apare întrebarea care e diferența între o școală de stat și o școală particulară. Aș vrea să adaug în cazul nostru, în mod special, pe lângă ce spunea colega mea mai devreme, atitudinea profesorului la clasă. Am descoperit că e important să ai metode care să îl pună pe elev să gândească, să fie creativ, să aibă o gândire rațională, dar e important și atitudinea pe care tu, ca dascălă, o ai atunci când te duci în fața copilului. Dacă tu nu-i demonstrezi că ești pasionat, că îți place ceea ce faci, că e important să-i transmiți sentimentul ăsta, atunci va fi greu să-l faci pe el să înțeleagă asta. Și atunci eu cred că avem șansa unui colectiv de oameni extrem de motivați. Și cred că avem șansa unei echipe de oameni care s-au strâns din dorința de a schimba ceva și de a găsi un loc unde să-și confirme pasiunea asta pentru catedra. Legat de acest subiect, testele PISA din 2012 au arătat că un rol covârșitor în performanța elevilor o au profesorii. Mai exact, formarea și selectarea profesorilor. Cum vă selectați dumneavoastră profesorii? Profesorii depun un CV. Alegem din câte CV-uri se trimit pe site-ul școlii, alegem pe cele care ni se par că ar fi ok pentru profilul profesorului pe care îl urmărim noi, vin la un interviu, susțin și o lecție deschisă în fața directorului școlii.
Și în cazul în care răspunde corect la întrebările interviului și lecția este o lecție atractivă, o lecție care place și copiilor, nu trebuie să ne placă numai nouă, dar se vede clar că copiii au participat cu interes, este admis. Urmează formarea pe care noi o facem, am făcut-o la nivelul școlii cu cadrele didactice pentru această programă IB, urmează formarea pe care o facem cu profesorii IB și în permanență se face această formare, atât se poate face și online, acum, pentru că până acum nu se făcea online, trebuia să participăm la cursuri în afara țării sau veneau profesorii IB în școală și deci există o formare permanentă atât la nivel IB cât și la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, pentru că noi participăm inclusiv la conferințele și cursurile de la Casa Corpului Didactic, la cursurile Inspectoratului Școlar București, participăm și ILFOV, participăm și la lecțiile deschise care se susțin la nivelul școlilor de stat, deci noi avem o colaborare și cu școlile de stat foarte bună. Revenind la copii, ați avut copii testați PISA în 2012? Nu. Dar aveți teste pe care le administrați elevilor astfel încât să vedeți prin comparație care este nivelul lor față de nivelul elevilor din învățământul de stat? Întotdeauna evaluarea externă ni s-a părut foarte bună. Elevii noștri au participat și la testele Cambridge, testele de limba engleză cu rezultate excepționale și la reading și la speaking și la writing. Am primit chiar medalia de bronz de la Consiliul Britanic și ne-am pus diploma la intrarea în școală. Ceea ce înseamnă ce? Ceea ce înseamnă că rezultatele sunt excepționale, că elevii sunt capabili să facă față acestor testări Cambridge peste nivelul obișnuit. Participăm la evaluări, la concursurile Euclid, concurs de matematică, concurs de limba română. Într-un singur an am obținut medalii și la română și la matematică. Deci sunt evaluări externe la care noi participăm tocmai pentru a se confirma faptul că se lucrează foarte bine cu elevii noștri. Dar dacă tot vorbim de concursuri, am văzut la olimpiadele internaționale din ultimii ani foarte puțini elevi care vin din școli private. Mai puțin Liceul Internațional de Informatică, care este realizat pentru performanță. De ce? Da, e adevărat. Cred că persistă încă la nivelul mentalului colectiv o anumită percepție asupra învățământului particular. E adevărat, învățământul particular se află încă într-o perioadă de început, într-un stadiu de început și e firesc ca până acum să se fie înregistrat ezitări. Mă rog, școlile particulare sunt încă în căutarea unui model, deci e firesc să nu regăsim încă rezultate la nivelul olimpiadelor internaționale. Dar eu cred că suntem în etapa în care depășim povestea asta pentru că și noi facem asta, noi pe asta ne bazăm. E important să dăm și consistență demersului didactic. Marketingul nu este suficient. Este important ca acel copil să știe să facă lucruri, să fie competent, cu alte cuvinte, ceea ce facem cu el la clasă, chiar să aibă o relevanță în viața lui de zi cu zi și în tipurile de evaluări de care vorbeam un pic mai devreme. E adevărat că încă mai, cred că mai trebuie depuse eforturi pentru a convinge opinia publică că învățământul particular reprezintă o alternativă viabilă la învățământul de stat, dar cred că suntem pe drumul cel bun. Și cred că rezultatele de care vorbeați un pic mai devreme vor apărea într-un viitor relativ apropiat. Școala Little London până la ce clasă merge? Care este maximul? Până la clasa 8 acum și anul viitor obținem și autorizare pentru liceu. Deci ne dorim foarte tare să trecem și în ultima etapă liceul, etapa academică. Deci până acum nu ați avut nicio generație care să dea evaluarea națională? Nu am avut. Am început, da, anul trecut. Hotnews.ro a inițiat recent campania Puneți ora de religie la începutul sau la sfârșitul programului școlar. Motivul au fost foarte mulți părinți care ne-au semnalat că nu își pot exercita dreptul de a-și retrage copiii de la această oră pentru că școala nu le oferă o alternativă. Care este procedura la școala dumneavoastră? Da. Suntem școala internațională. Decizia noastră împreună cu părinții școlii a fost ca în locul orei de religie să avem un opțional.
educație pentru societate sau filozofie pentru copii. A fost agreat de părinți acest opțional, a fost aprobat de inspectorat, deci aceasta a fost alegerea noastră. Totuși, pentru că ni se pare foarte important ca elevii să cunoască aspecte despre ortodoxi, despre catolici, despre musulmani, noi avem unități în care studiem felul în care sărbătoresc ortodoxi și catolicii musulmanii diversele sărbători ale lor. Aceste unități, ca să înțelegem, ar fi niște opționale. Unitățile nu sunt unitățile noastre de studiu. La clasa 1, de exemplu, avem celebrations în care discutăm despre felul în care sărbătorim noi românii Crăciunul, Paștele, dar totodată au aflat și despre sărbătorile din Japonia, din China, cum sărbătoresc cei din Austria, diverse. Deci putem spune că la dumneavoastră în școală toți părinții și-au retras copiii de la religie, în sensul în care nimeni nu studiază și toți au fost de acord să, să studieze un opțional. Da. Suntem un caz fericit și aș vrea să spun că, mă rog, nu sunt foarte sigur, dar cred că suntem singura școală din zona București-Ilfov care nu face religie. Politica noastră educațională încurajează la elevii noștri o gândire rațională, critică și totodată, așa cum se spunea și un pic mai devreme, în măsură să-i ajute să-și exploreze universul identitar, cultura din care fac parte, comunitatea din care fac parte, dar toate lucrurile astea fără doza de dogmatism și rigiditate pe care o cunoaștem cu toții. Plagiatul este una dintre problemele cu care mediul academic românesc se confruntă tot mai des în ultima perioadă. Elevii din școala dumneavoastră știu ce este plagiatul? N-am ajuns, cred că, să discutăm despre acest aspect cu ei, fiind micuți cei pe care i-am crescut anul trecut, dar cu siguranță că vom discuta cu ei despre acest aspect. Da, de altminteri, da. Sigur, trebuie să vă reamintim că suntem o școală aflată la început, facem primii pași. Da, una dintre direcțiile de acțiune ale Organizației Bacalaureatului Internațional se referă în mod concret la politica asta de a forma la elevi, o politică de onestitate intelectuală. Este foarte important și cei de la IB au insistat în mod special pe povestea asta. E important ca elevii să înțeleagă încă de la din clasele primare, gimnaziale, în mod special la liceu, unde vor trebui să susțină un eseu de diplomă, vor trebui să facă un jurnal în care să povestească despre activitățile lor în slujba comunității, toate lucrurile astea să se facă în mod onest și să valorifice propriile lor eforturi, nu ale altora. Cum vă afectează concret faptul că nu primiți finanțare de la bugetul de stat, deși Legea Educației Naționale și Pactul Național pentru Educație prevăd faptul că finanțarea urmează elevul în orice sistem acreditat ar fi el? Câți bani pierdeți anual? Vreau să vă spun mai întâi că Școala Little London este un proiect solid, un proiect consistent și pe care lipsa finanțării din partea statului român nu îl clatină în momentul ăsta. Aș face în schimb o observație, pentru că povestea cu finanțarea care urmează elevul afectează principiul egalității în fața legii. Părinții care își dau copiii la o școală particulară sunt privați de acei bani pe care, dacă s-ar fi dus la o școală de stat, i-ar fi primit. Cu alte cuvinte, sigur, nu avem noi foarte multe mijloace la îndemână pentru a schimba starea asta de lucruri, dar o asociație a părinților care au copii într-o școală particulară ar putea pune problema asta cu o voce mai puternică, mai fermă și probabil că ar avea și mijloacele legale la dispoziție. Nu este corect ca un părinte care își dă copilul la o școală particulară să nu primească banii respectivi. Se încalcă dreptul copilului, da? Dar, concret, în momentul ăsta, dumneavoastră, cum supliniți această lipsă de finanțare și în cuantum de cât e ea? Este de 100 de euro și, practic, din excedentul financiar se suplinește această taxă. Deci ar fi 100 de euro? 100 de euro, știu că, pe an. Pe elev. Pe elev, da. Finanțare de la stat. Da. Problema care lipsește. Problema este că acești 100 de euro nu ajung nici în această formă, nici măcar copiilor de la școlile de stat. Ajung mult mai puțini. Un ultim subiect, materialele digitale.
Ministerul Educației a lansat o întreagă dezbatere și chiar un proces pe această temă. Cum stă treaba la dumneavoastră în școală? Folosiți materiale digitale? Aveți? Sau așteptați și dumneavoastră demersul Ministerului Educației? Noi nu așteptăm demersul Ministerului Educației. Trebuie reținut faptul că și în învățământul de stat, ca și în cel particular, obligatorie este programa. Noi avem programa pe care ne-am construit-o noi, programa IB combinată cu programa românească. Într-adevăr, munca profesorului este titanică pentru a-și face singur exercițiile aplicative și interactive pe care le dorește pentru fiecare unitate. Dar muncim foarte mult. Totodată, noi avem table interactive, noi am inițiat un proiect chiar în decembrie, aveam laptopuri pentru copii, dar lucrau în echipă, erau prea puține laptopuri și am inițiat un proiect împreună cu părinții școlii, am început cu clasele întâi și s-au luat laptopuri pentru copiii de la clasele întâi ca să se poată lucra și individual, nu numai în echipă. Așteptăm să creștem și demersul nostru să fie viabil și la clasele a doua, a cincea, a șasea. Dar dincolo de device, deci dincolo de laptop, elevii ce fac pe laptopul respectiv? Conținuturile le aveți realizate de cineva sau fiecare profesor se îngrijește de materialele pe noi care le prezintă? Ne îngrijim de aceste lucruri. Noi căutăm, noi muncim, noi lucrăm. Da, aș fi vrut să spun câteva cuvinte legat de povestea asta cu manualele digitale. Să știți, mi se pare lăudabilă inițiativa Ministerului Educației de a lansa manuale digitale. Sper să aibă și posibilitățile de a pune ideea asta în practică. Dar mi se pare important să vorbim aici despre aceste manuale ca un mijloc didactic, nu ca un scop în sine. Știți foarte bine, în ultimii 10-15 ani așa a fost o întreagă dezbatere în societatea românească, cu privire la faptul că învățământul românesc nu merge bine, că nu avem calculatoare. Ok, cu timpul s-au făcut eforturi, s-au adus aceste calculatoare, rezultatele au întârziat să apară și înseamnă că problema nu e acolo. Problema ține mai degrabă de motivația elevilor, ține de conceptul de educație așa cum e privit în societatea românească în ansamblu. Va să zic că noi așteptăm cu interes manualele digitale și suntem deschiși acestui tip de mers didactic, dar suntem convinși că e mai mult de atât. Cel puțin la Little London încercăm să ne axăm și pe motivație și pe o finalitate. Lucrez cu calculatorul, dar trebuie să se simtă ceva, nu? Cum vă axați pe motivație? Am văzut testele PISA din 2012 au arătat că elevii români sunt cei mai demotivați din lume. Pentru că nu văd rostul cunoștințelor pe care le deprind la școală, atunci dacă le deprind. Dacă și atunci cum îi motivați? E important, spuneam mai devreme, e important atitudinea profesorului. Profesorul este primul om cu care copilul intră în contact și atunci dacă atitudinea lui față de informația transmisă, față de procesul de învățare în general, este una de natură să-i trezească și lui entuziasm, atunci copilul va face asta. Cel puțin de la clasele mici, copilul face lucrul ăsta oarecum mimetic, el copie. Și primul exemplu pe care îl are în fața ochilor este dascălul. De asta spun că e foarte important ca profesorul să fie foarte atent la felul cum se prezintă în fața copiilor, pentru că trebuie să transmiți entuziasmul ăsta. Ăsta ar fi un prim pas. Aș mai adăuga aici că elevul, copilul trebuie obișnuit încă de mic cu ideea de efort, cu ideea că învățarea, cunoștințele, informațiile se deprind și făcând efort, alocându-și timp, obișnuindu-se cu exercițiu și cu munca propriu-zisă. Pentru că mi-e teamă că la un moment dat am căzut dintr-o extremă într-alta, am căzut din extrema de acum 20-30 de ani când memoram sute de pagini pentru un examen, am căzut în extrema în care nu trebuie să mai învățăm nimic pentru că există niște metode minune, am descoperit piatra filozofală a metodelor în învățământ și nu mai trebuie să depunem niciun efort și va fi totul minunat. Nu este așa. Nu, pentru a obține, pentru a facilita învățarea, trebuie să depui efort. Trebuie să citești, trebuie să te străduiești să rezolvi o problemă, un exercițiu, lucrurile astea trebuie făcute și atunci îi dezvoltăm capacitatea asta încă din clasele mici.